Bună, mă numesc Petruțiu Mugurel, sunt instructor Baby Jiu-Jitsu și Mixed Martial Arts în cadrul clubului Hibeti Undeva și alături de elevul meu Bozan Gabriel. Vă spunem și de această dată un bine v-am găsit! Astăzi vom prezenta felul în care distribuirea centrului de greutate ne poate influența în alegerea anumitor tehnici. Tehnica la care astăzi vom face referire este blocajul contra loviturilor de picior, iar în momentele ce urmează, împreună cu elevul meu, vom prezenta câteva blocaje clasice la loviturile de picior. Deseori, când adversarul nostru își lansează tehnica de picior, se ne surprinde pe noi într-o postură de așteptare, într-o postură de contră pe tehnica adversarului. Fiind poziționat cu centrul de greutate mai în față, adică greutatea corpului lăsată pe piciorul din față, eu personal cred că ne este mai dificil de a ridica piciorul pentru a face blocaj și de aceea recomand un alt gen de contraatac. Situația în care, în momentul când adversarul lansează tehnica de atac pe picior, centrul nostru de greutate distribuit în mod egal pe ambele picioare, putem executa blocajul clasic și lansa un contraatac bazat pe o tehnică de picior. În această prezentare ne-am dorit să arătăm felul în care distribuirea centrului de greutate poate influența atât blocajul cât și tehnica de contraatac. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și până la următoarea dată, vă salutăm!